Hai să vedem ce chestii aflăm despre frumusețe și cum ne facem frumoși în patru pași. Bună dimineața! Acum de sărbători! Bună dimineața! Noi ne-am îmbrăcat de petrecere, acum să vedem cum ne aranjăm. În primul rând ne uităm în oglindă și vedem ce vrem să îmbunătățim în ceea ce privește aspectul nostru. Am vorbit cu modelul nostru, frumoasa Nadia, și ea își dorește să aibă tenul strălucitor. Da, părul ca noi toate. Să nu fie frizat, să fie cât mai neteș și tot așa strălucitor. Mâinile foarte frumoase și un machiaj care să-i se potrivească perfect. Și atunci să vedem cu ce începem. Ten strălucitor înseamnă automat exfoliere. Deci aș recomanda să facă un gomaj enzimatic, un gomaj ușor. Mai avem 6 zile până la Crăciun. Ce înseamnă gomaj mai exact? Stați! Asta este o sculă care, pe care trebuie să o avem în casă. De unde aveți așa ceva? Îți dau eu, dacă că eu mă chinui cu fiolele alea de-mi sparg mâinile. Asta este de spart capul la fiole. Toate cutiile de fiole așa vin. Au un ambalaj, un desfăcător de fiole, să-i spun așa, în așa fel încât să nu ne rănim și să fie foarte ușor să desfacem orice fiolă. Bun, am desfăcut-o. Exfoliere înseamnă că îndepărtăm stratul de celule moarte de la suprafață, care este responsabil, de fapt, de aspectul tern al tenului și care nu permite produselor active pe care le aplicăm după aceea să pătrundă în profunzime. Deci facem exfolierea, în cazul curățăm tenul, apoi facem exfolierea și apoi ne aplicăm fiole. Și de data aceasta fiole, doar că nu aplicăm orice tip de fiolă. În ziua petrecerii aplicăm fiole de tipul Lift Express sau de tipul Instant Lifting cu efect 6 ore, nu durează mai mult efectul, dar efectul este absolut wow, pentru că au acel efect tensor și ni se ridică trăsăturile feței, ridurile de la o fiolă. Chiar îți recomand să încerci, de câte, de câte ori ai o ședință foto sau un eveniment, aplică-ți o fiolă de genul acesta și să vezi. Deci nu trebuie să începem pregătirea cu vreo 12 ore înainte, trebuie să începem cam înainte de a pleca ca să ne dacă ne aplicăm o fiolă de genul acesta. Acum că avem 6 zile până la sărbători, eu v-aș recomanda să faceți un tratament cu radiofrecvență fracționată. Ce face această radiofrecvență? Este un aparat care are niște ace virtuale, energetice, care fac niște canale la nivelul pielii și apoi să ne aplicăm fiole potrivite tipului nostru de ten din oră în oră, în ziua respectivă. Și aparatul deschide canalele, exact, noi punem... și după aceea activii din fiole pătrund adânc în ten și o să arătăm absolut wow. Dacă n-am reușit să facem asta, vedeți că se vede. Sigur că trebuie să-și aplice tot conținutul fiolei, nu doar puțin, că o fiolă așa este concepută pentru față, gât și decolteu. Ideal ar fi ca după aceea să-și aplice fie o mască cremă, fie o mască folie. Și atunci tenul va arăta strălucitor și să știți că există și fiole, în afară de acestea cu efect de lifting, cu efect de glow. Au niște particule care ne înșală cumva ochiul și care dau acel efect de strălucire al tenului și care sunt binevenite atunci când vorbim despre pregătirea de sărbătoare. Părul. Folosim întotdeauna spray-urile anti-friz. Aceste spray-uri hidratează părul, protejează, le aplicăm de la această distanță. Nu vom mai avea acele fire rebele care ne dau mereu de furcă și ne și protejează părul de căldură. Deci după aceea putem să venim și să-l coafăm așa cum ne dorim. Friz, zice, na? Friz control. Ok. Exact. Dacă părul nostru este degradat, înainte, atunci când îl pregătim, atunci după ce îl spălăm, v-aș recomanda să folosim produse cu efect instant, cum ar fi această mască leave-in, da, pe care o menținem 4 minute în păr, fără să aplicăm după șamponare, nu aplicăm decât această mască leave-in, 4 minute, fără altă mască, fără conditioner și părul nostru va fi complet reparat și hidratat. Ce bine apoi, apoi mâinile. Mâinile, tot așa trebuie să le... Stai că ajungem și aici. Hai să ajungem și acolo, că nu-l aplicăm pe... Nu-l aplicăm pe... Așa, așa, trecem la mâini. Mâinile, tot așa exfoliant. Doar că de data aceasta folosim un alt tip de exfoliant. Un exfoliant cu alfa-hidroxiacid, care tot așa o să ne dea un aspect strălucitor al mâinilor. Și sigur, nu uităm de manicură. V-aș recomanda să vă faceți manicura cu 2-3 zile înainte. Și apoi trecem la machiaj.
Vrem să arătăm bine și în fotografiile pe care o să le facem de sărbători. Și atunci vă recomand să folosiți un machiaj special care este conceput pentru tehnologia 4K pe care voi o folosiți în televiziune video. Sau pentru fotografii. Și pigmenții pe care conțin acest tip de machiaj, fie că este vorba de fond de ten, cum avem aici, fie că este vorba de pudră sau de corector, o să facă în așa fel încât tenul nostru să arate foarte uniform atunci când facem fotografii și sau încărcat. Video. Uniform, și nu dar încărcat. Este un machiaj de zi cu zi, nu este un machiaj special pentru televiziune. Apoi nu uităm de rujul roșu. Roșu normal. Exact. Rujul roșu, care o să schimbe absolut tot. Și acum știți că se poartă foarte mult conturul de buze. Da. Trasăm conturul buzelor. Azi nu mi-am făcut, dar îmi fac mâine. Trasăm conturul buzelor și apoi ne putem aplica un lip gloss. Și ăsta era de dat final, pe față, exact, nu era de dat în păr. Este foarte important pentru că atunci când mergem la o petrecere, vrem ca machiajul să dureze mult mai multe timp, ore, 4, dansăm, 5 ore, dansăm, exact. Cântăm. Și este foarte important să-l fixăm, așa că la final, întotdeauna, aplicăm spray-ul de fixare a machiajului. Acum l-ai aplicat bine și de la distanța potrivită. Miroase un pic alcool? Are un pic de alcool? Are puțin alcool. Mă strânge fața după aia? Nu mă strânge, nu? Nu. Nu e ca fixativă de păr, nu? Nu vei simți niciun fel de disconfort. Nadia o să ne arate cum aplicăm și spray-ul pentru fixare, care este foarte, foarte important. Scuze, am uitat să fiu frumos când îl aplic. Și în această notă încheiem pregătirea noastră pentru petrecerile de Crăciun și de Revelion. Să vă faceți frumoși ca să vă rămână pozele alea frumoase, să nu vă uitați la Revelion 2023 și vă gândiți, pai, trebuia să-mi pun masca aia pe ochi. Trebuia să-mi dau cu finish. Asta se numește finish. Mulțumim frumos! Să aveți o săptămână superbă și sărbători cu bine, dacă nu ne mai vedem. Și pline de culoare și strălucire. Mulțumim, sărbători minunate. We have to take pauză.